Salutare mea, eu sunt Radu și bine v-am regăsit la un nou minunat episod de Last Day on Earth. Fraților, astăzi am venit să dau și eu niște capace pentru că am strâns aproape 900 de capace. Și înainte de a începe acest episod, nu uitați să apăsați pe butonul de like, pe butonul de subscribe, să vă activați și clopoțelul. În descriere aveți link-ul spre serverul meu de Discord. Și să-i dăm drumul în timp ce o să dau capacele, o să vreau să fac și un anunț legat de YouTube și de programul meu de postat. A început școala, eu nu mai am timp să mai postez, după cum bine vedeți, sau dacă v-ați dat seama, sunt un pic obosit. Da, se vede că sunt obosit, mă rog. Tocmai acum am avut timp să filmez ceva și fix astăzi am făcut și un live, uitați un jackpot. VSS, nice. Așa și... na. Dă-i auto, așa. Și cam asta am vrut să vă zic, că s-a schimbat, o să fac live în weekend, sper. Să prind fiecare weekend și să pot să fac live. Și să și pot să filmez ceva. Și ca să vă fac așa un rezumat al programului, o să vă zic în felul următor. Mă trezesc la ora 6. De la 6 până la 2:30 sunt plecat, la 2:30 ajung acasă. Dacă în ziua respectivă mai am și antrenament, pentru că da, fac atletism, clar în ziua aia nu mai postez absolut nimic. Și o să ferească să mă duc la atletism și antrenamentul, na, durează în jur de o oră jumate, două. Și na, cam ăsta e programul, e foarte încărcat. Plus de scris și de învățat, evident. Pentru că... na, nu stau degeaba. Nu vin acasă și gata. Aia, stau cu telefonul și nu scriu, nu văz, nu fac nimic. Na, mă duc în a doua zi la școală și mă prezesc cu vreun prin catalog și nu prea-mi doresc. Și na, cam ăsta e problema. Mi-am uitat încă un jackpot. Oricum pică ce vrea jocul, așa că e irrelevant. Stil, na, e un stil, confirm. Da, și ca asta, cam asta este programul meu. Ce vreau să vă mai zic, apropo, foarte important. Nu mă întrebați pe Discord, nu mă întrebați în comentarii, nu mă întrebați în privat, nu mă întrebați niciunde. Radu, când postezi? Radu, când faci live? Radu, de ce nu postezi? De ce nu mai postezi? Ce tot faci când nu postezi? Când vine clip nou? Nu mă întrebați. Pentru că, din nou, e un program extrem de încărcat, adică na, abia am timp de lucruri. Dacă n-aș fi atât de obosit și nu m-aș culca la ora 10 ca să pot să mă opresc în a doua zi la 6, vă jur că aș fi postat și aș făcut și live. Dar vin extrem de obosit de la școală, pentru că trebuie să fiu atent la ore, atent la profesor, să văd ce zice, nu să stau și să mă uit pe pereți sau mă știu eu ce. Pentru că, na, asta e viața, asta este școala și cam aia e. Sper să mă înțelegeți, să nu vă supărați și încerc pe cât de mult posibil să fac măcar un live pe săptămână sau să postez măcar un clip pe săptămână. Da, și cam ăsta a fost anunțul. N-am ce să mai zic. Și da, cam aia e. Încă un jackpot. Transmisie, opa! Transmisie, tatile, transmisie! Ăla e. Bă, n-am fi văzut să dau niciun MGL, dar... mai bună e transmisia. Auto. Oricum mai am 100 de capace și așa că scap. Ia să vedem ce nu mai pică. Hai un jackpot așa pe final. Hai jackpot pe final. Și? Am înțeles, mă rog. E bine și așa. Adică VSS, transmisie. Pe transmisia asta nu știu dacă o să o iau. Nu, o las aici.
Așa și facem așa. Și am luat primele două chestii, 10 inhaler din ăsta și o katana. Bă, mă mulțumesc. Oricum, nu mă așteptam să iau astea 12 cutii sau măcar să ajung aici, mă rog. Cam atâta cu acest episod și cam atâta cu acest anunț. Like, subscribe, nu mai zic și din nou, încerc pe cât de mult posibil să pun un clip pe săptămână sau măcar să fac un live pe săptămână, așa că până data viitoare v-am salutat!